Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit la un nou grupaj informativ. Personalități de marcă ale culturii românești sunt prezente în aceste zile la Focșani în cadrul evenimentelor organizate în cadrul Târgului de Carte. Aseară, profesor universitar dr. Adrian Cioroianu și scriitorul Varojan Vozganian și-au prezentat și lansat cărțile la Focșani. Vă invit să ne deschidem din nou sufletele și să-l primim, așa cum se cuvine, pe domnul Varojan Vozganian, prin vicepreședinte al Uniunii Scriitorilor din România, care ne-a făcut onoarea de a reveni la Focșani, de a reveni acasă, la bibliotecă, la târgul nostru de carte, pentru a lansa ultimul volum al domniei sale, Neîndemânatic de Viu, apărut anul acesta la editura Art. Eu vreau să vă spun că vă mulțumesc din suflet pentru faptul că ați acceptat invitația noastră și știu eu că ați venit cu sufletul deschis și cu multă bucurie. Și pentru că vorbim de bucurie și de momente frumoase petrecute împreună, îl avem alături de noi și pe domnul, pe actorul Sorin Francu, un prieten al bibliotecii și al domnului Varojan Vozganian, care va deschide acest emoționant moment cu un recital de poezie. Sorin Francu nu este doar directorul teatrului, deși și asta ar fi de ajuns pentru o viață, este un personaj al cărților mele. Domnul Sorin Francu a fost cel care a întruchipat pentru televiziune și pentru cinematografie pe bunicul meu, Garabet, care este personaj în Cartea Șoaptelor. O doamnă distinsă, care împărtășește profesiunea mea, m-a întrebat dacă doresc să decontez banii de benzină și doamne, că vii acasă? Vii acasă și vreau să spun că, deși doamna Boian a spus frumos că m-am reîntors, eu nu am plecat niciodată de aici. Și dovadă sunt, dovadă sunt cărțile astea. Într-o carte care se cheamă Cartea Șoaptelor, povestesc despre orașul copilăriei mele, despre străzile, despre atmosfera de atunci. Chiar m-am întâlnit înainte, Dumnezeu să o odihnească, cu domnul Bobârcă de la Băcănia din piață și am evocat împreună dânsul ca și angheluță care vindea dulciuri, ca și mercant care avea sticle goale și cu, nu știu dacă vă amintiți, era unul care împingea taraba de halviță. Toți sunt personaje în cartea asta. Și cealaltă, mai este una, Jocul celor 100 de frunze, din păcate sunt ultimele exemplare, sau nu mai sunt altele la editură. Acolo povestesc, după încă 25 de ani, ce s-a întâmplat cu tinerii generației mele, după ce s-a închis și Fupsicul, s-a închis și toate celelalte fabrici, bahnele au intrat în decădere și așa mai departe. Iar poeziile, o să audiați câteva dintre ele, aș putea să fac o antologie cu poeziile pe care le-am scris despre Focșani. Eram tânăr și te-i făsuiam cu un Iisus tânăr. Acum îmbătrânesc și vorbesc cu un Iisus bătrân. El nu a fost nici de cum mai bătrân sau mai tânăr, dar se schimbă la față. Să nu mă întristeze prea mult când lumea nu mi se mai potrivește. Eram tânăr și îl priveam pe Iisus tânăr. El avea părul de culoarea mătăsii porumbului, o culoare mai blândă de atât nu putea fi. Eu aveam părul negru, ca rădăcinile arse, dacă focul poate avea rădăcini. Îmi vorbea, deși nu-l meritam, nu păcătuisem destul. Profesorul universitar dr. Adrian Cioroianu ne-a făcut onoarea de a fi astăzi la Focșani și dumnealui știm cu toții că este o prezență îndrăgită și apreciată atât în mediul istoric, diplomatic, dar dumnealui este și directorul general al Bibliotecii Naționale a României și astăzi a venit la noi la Focșani, direct de la Iași, de la o întâlnire cu studenții Universității Alexandru Ioan Cuza, pentru a lansa ultimul volum al domniei sale, o carte cu totul și cu totul deosebită, frumoasă, era Sena pe sub florile mele. După cum vedeți, când am spus cu totul și cu totul deosebită, credeți-mă, trebuie să o citiți neapărat. Într-adevăr, este foarte interesantă și conține foarte multe idei și emoții. Asta era Sena pe sub florile mele. Și cumva o carte care arată și complementaritatea între Orient și Occident, București, Paris, pentru că
se regăsesc câteva note care să vizeze comparația între cele două spații, de altfel Parisul un cronotop, care ne-l redescoperă sau ne-l descoperă pe omul de cultură, Adrian Cioroianu, omul politic, jurnalistul, eseistul Adrian Cioroianu. Și pentru mine a fost o bucurie să parcurg acest volum, nu doar ca să vin cu acest prilej aici, ci să descoper un model pe care eu l-aș putea prezenta elevilor mei, căci istoria recentă cam asta înseamnă, să facem un pact cu cititorii, încât să le arătăm care este miza lecturii și să descopere că oameni alături de care ei trăiesc au găsit un scop în viață și iată ne prezintă experiențele dumnealor. Sincer, e o carte la care țin. Și iată de ce țin. Una, că au fost niște ani foarte frumoși din viața mea. Nu e un chin să stai la Paris. Sau dacă îmi imaginam așa un fel de vacanță în care să mă simt și la lucru, să mă simt și util și în egală măsură să mă simt în vacanță, în al doilea rând, într-un fel, eram și dator să scriu ca în ce am Dumnezeu am făcut pe acolo, pentru că am stat pe banii dumneavoastră. Realmente, orice ambasador, eu cred că e dator, într-un fel, să dea un fel de raport, să zic, un fel de mărturie despre mandatul pe care îl are într-un loc. Câtă vreme, atât chiria apartamentului care am stat, evident că era plătită de statul român, salariul ambasadorului e plătit de statul român, nu de țara gazdă, și ca să elimin orice enigmă de început, titlul pleacă de la faptul că am stat într-o clădire efectiv pe malul Senei, la etajul 5. Muzeul Vrancei găzduiește începând de astăzi și până duminică expoziția de grafică satirică Milco Veritas. Astăzi a avut loc vernisajul. Curatorul expoziției a fost Constantin Pavel. Suntem într-un templu al culturii din Vrancea. Suntem în cea mai importantă clădire din municipiul Focșani. O știți că a fost Palat de Justiție și acum devine Palat al Culturii. Era momentul ca în acest județ de la curbura exterioară a Carpaților o clădire să fie destinată culturii. Aceasta este palatul, clădirea Palatului de Justiție. Întâmplarea face ca inaugurarea acestei clădiri să aibă loc astăzi, cum printr-o expoziție de grafică satirică. Dumneavoastră știți că satira, ironia sunt anumite opțiuni destul de dificil de lucrat cu ele, pentru că dacă mergem prea departe, deranjăm. Dacă nu suntem destui de acizi, nu-i băgăm în seamă. În Vrancea, de vreo 5 decenii, se desfășoară o manifestare numită Salonul de Grafică Satirică. Salonul acesta a început în 79, a supraviețuit tranziției când nu existau mijloace financiare în anii 90, dar a murit tocmai când a ajuns bunăstarea și Focșane s-au umplut de limuzine, în anii 2000. Nu înseamnă că opulența face rău culturii, dar duce la un somn al rațiunii. Și atunci, acest salon de grafică satirică a plecat în exil 5 ani în orașul Odovești. Anul acesta, Consiliul Județean Vrancea va transforma acest imobil la partea de mezanin în Muzeul al Viei și Vinului. Ce poate fi mai frumos pentru a promova un muzeu al viei și vinului decât acest salon de grafică satirică, având ca temă via și vinul? Așa cum spunea domnul director, ne aflăm în clădirea nou renovată a fostului Tribunal Vrancea, actualmente Muzeul Vrancei, viitor Muzeu al Vinului, care a fost inaugurată oficial acum o săptămână, odată cu deschiderea festivalului
viei și vinului Bacchus și a concursului de vinuri care s-a desfășurat aici. Iată că la o săptămână după acea inaugurare avem astăzi plăcuta surpriză să o inaugurăm cu o activitate culturală și anume salonul de satiră, de grafică, prezentat aici în acest frumos spațiu de către cei care îi vedeți în dreapta și în stânga mea, artiștii pe care domnul Constantin Pavel a reușit să-i aducă la Focșani și să ne prezinte aceste lucrări. Aș vrea să le spun cât de norocos mă consider că am venit la un târg de carte, unde într-adevăr v-aș invita să mergeți și voi, și iată că am ocazia de a fi și alături de acești artiști, graficieni pe care îi admir foarte mult, cu atât mai mult cu cât eu n-am avut deloc talent la desen. Și asta este una dintre marile mele suferințe. Am avut două mâini stângi din punctul de vedere al desenului și poate cu atât mai mult admirația pentru cei care au talent, au inteligența talentului, pentru că toate aceste desene sunt de fapt niște lecții în limbaj grafic. Și ca unul care urmăresc într-adevăr caricatura de mulți ani, înainte de revoluție, când o caricatură bună avea atâtea înțelesuri și subînțelesuri, realmente am o mare plăcere de a vedea persoane pe care nu le cunoșteam decât prin semnătură. Bunoară pe domnul Constantin Pavel, îl știu după semnătură de mult timp, dar iată că ne-a fost dat să ne întâlnim de avea la Focșani și să-i spun cât de mult îl admir și alte nume care sunt aici fără îndoială. Am fost co-organizator la edițiile anterioare Milco Veritas, dar trebuie să recunosc că această ediție este cea care atinge cotele maxim ca generozitatea spațiului și am văzut expoziții și în străinătate. Cred că nici un loc unde am fost nu se ridică la nivelul din această locație. Caricatura este un fenomen grafic care se desfășoară pe două zone. Una, știți foarte bine, este caricatura de presă, care ia atitudini la tot felul de tare sociale. Este o, se spune că o caricatură de presă foarte bună poate avea un impact asupra cititorilor mai mult decât un întreg editorial, să spunem, de 1000 de cuvinte, ceea ce arată cât e de comprimat mesajul transmis de o caricatură. Liceenii de la Simion Mehedinți Vidra au petrecut săptămâna aceasta la Festivalul Toamne Vidrene, eveniment ajuns la ediția cu numărul 4. Partenerii în cadrul acestui proiect au fost elevii Liceului Tehnologic Alexandru Ioan Cuza Panciu și cei al Colegiului Valeriu Decotea Focșani. Care este înființat de către Liceul Simion Mehedinți împreună cu partenerii lui din 2018. Ar fi trebuit să fim la a 5-a ediție, suntem la a 4-a și știm din ce motive. Mulțumim invitațiilor noștri, partenerilor, Liceul Tehnologic Alexandru Ioan Cuza Panciu și Colegiul Tehnic Valeriu Decotea, cărora le mulțumim că sunt astăzi prezenți alături de noi, tuturor musafirilor prezenți. Mulțumim și noi! Vrei să devii polițist? IPJ Vrancea organizează duminică la ora 15 în Crângul Petrești un eveniment de informare. Noi suntem matinali, cu orele de întrezire la 6. Dacă iubești atinale și sportul, hai cu noi!
Sunt Alin Moldoveanu, campion olimpic la tir la Londra 2012. Dacă vei face parte din echipa noastră, îți voi dezvălui tainele clasei departamentului în dotare. Mergi drept la țintă și înscrie-te la una dintre școlile de poliție. Ești o fire dinamică? Vrei să protejezi societatea? Vino mai aproape să-ți dau un pont. Sunt două școli de poliție, 1640 de locuri. Tu ce loc îți alegi? Vino, te așteptăm în echipa noastră. Dacă încă nu ești hotărât, până pe data de 5 noiembrie, noi te vom dirija pe drumul cel bun. Înscrie-te la o școală de poliție. Sunt medic veterinar în cadrul biroului pentru protecția animalelor, iar dacă și tu îți dorești să protejezi animalele, te așteptăm în minunata noastră echipă. 112 poliția, ce urgență aveți? Încercați să vă liniștiți, în cel mai scurt timp vor ajunge colegii la dumneavoastră. Da. Oferiți situații de urgență. Hai cu noi pe urmele infractorilor. A fi polițist poate fi solicitant de mai multe puncte de vedere, însă pentru mine, de 4 ani, este cea mai frumoasă provocare. Vin o duminică, la ora 15, în Crângul Petreș, pentru a-ți povesti mai multe despre această provocare. De magistrați și peste 16.000 de cauze noi înregistrate la judecătoria Focșani. Volumul de muncă este unul foarte mare, iar din noiembrie 3 magistrați ar putea pleca. Având în vedere numărul mare al dosarelor înregistrate în ultimii ani la nivelul secției civile din cadrul judecătoriei Focșani, respectiv în anul 2022, 16.249 de dosare, iar de la începutul anului 2023 și până în prezent 16.110 dosare, s-a ajuns la situația ca termenul de recomandare generat de sistemul ECRIS să fie chiar și de 8 luni de la înregistrarea cauzelor. Față de această împrejurare, prin hotărârea numărul 24 din data de 3 octombrie 2023 a Colegiului de Conducere a Judecătoriei Focșani, s-a stabilit că începerea procedurii scrise pentru verificarea cererii și regularizarea acesteia, potrivit dispozițiilor articolului 200 din Codul de Procedură Civilă, să fie într-un termen de maxim 3 luni de la data înregistrării dosarului, dar nu mai târziu de data recomandată alocată de sistemul ECRIS în vederea soluționării cu celeritate a cauzelor. Măsurile dispuse de către Colegiul de Conducere al judecătoriei Focșani au la bază respectarea dreptului cetățeanului de a-și vedea soluționată cauza într-un termen rezonabil, astfel cum este prevăzut de articolul 21 aliniatul 3 din Constituție. Ținând cont de volumul de activitate atât de însemnat raportat la numărul total al dosarelor înregistrate pe rolul judecătoriei, cât și la numărul redus al judecătorilor din cadrul instanței, se fac toate demersurile necesare în vederea soluționării cu celeritate a cauzelor, cu respectarea calității actului de justiție. Se arată într-un comunicat semnat de judecător Teodorescu Monica Nicoleta, conducător al Biroului de Informare și Relații cu Presa, din cadrul judecătoriei Focșani. La final vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi în general frumoasă ca aspect, cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla intens. Temperaturile minime se vor încadra între 6 și 8 grade, iar cele maxime între 18 și 20 de grade Celsius. Datele despre vreme punem punct știrilor Atlas TV de astăzi. Mulțumim pentru atenție, seară bună!